try for you. Tired of seeing through the smoke and dirt. Pierșinaru și am 17 ani și sunt din Ilfov. Ce mâncați, mă, de cântați așa la 17 ani, 18 ani? Doamne! Nu înțeleg! Wow. A fost extraordinar! Mulțumesc! Am o curiozitate! Te pregătești, ai un profesor de canto, nu? Te pregătești cu cineva, da, sau studiezi singură acasă? Și cu cineva și singură și cu cineva, da. Sunt curioasă cine te-a învățat tehnica asta vocală. De unde știi să muți sunetul așa, îl dai bani în față, după aia îl dai în spate? Asta e o tehnică vocală greu de obținut. Și știu pentru că am muncit la ea și nici acum mi se pare că n-am dobândit-o ca lumea. La tine s-a auzit, a fost foarte clar totul. Foarte, mulțumesc, foarte bine. Mulțumesc, mulțumesc. Bine, și nu mai vorbim de timbru vocal fantastic pe care l-ai. Acoperă toate frecvențele, o voce pe care îți place să o auzi păripit așa. Ești suculentă. Ești foarte suculentă. Serios? Ca voce. Mulțumesc! Ești suculentă! Foarte, foarte suculentă. Tocmai de asta m-am întors și prima, pentru că am... Eu pe tine te-am văzut, da. Da. Tu știi că eu am dat cu capul de buton ca să mă întorc? Și-a folosit, și-a folosit capul la treabă. Dar știi că eu am dat cu mâna de buton, da, ca să mă întorc? Acum am aflat. Și cu piciorul. Acum începe bătaia. Vocea ta transmite într-un fel cum rar s-a auzit în concursul ăsta. Pentru asta, felicitări. Mulțumesc. Și cumva, faptul că ai 17 ani și cânti așa și poți să transmiți așa, denotă o inteligență mai sus de 17 ani. Și pentru asta, felicitări. Mulțumesc. Andreea, mie mi-a plăcut foarte mult cum ai cântat. Acum, emoția mea ar fi... Doar dacă ești în stare să cânti și pe energie. Ceea ce ai făcut tu ne-a plăcut foarte mult. A fost așa, ca un ulei de măsline pe suflet, știi? Dar aș vrea să te văd și în acțiune. Să te văd și să te simți cum lovești într-o piesă. O să-ți arătăm asta. Sunt convins. Denis. Mulțumesc frumos, Irina. Asta e un pic. Mi-ar face mare plăcere să vii în echipa mea. Eu nu cred că e neapărat nevoie să cânți cu energie. E și asta o treabă, să faci, să cânți diferențiat. Dar eu cred că trebuie să cânți exact ceea ce poate vocea ta să cânte cel mai bine.
Nu e nevoie ca parcursul tău să treacă prin toată paleta de tempouri exact. Muzicale de la 60, 80, 100, 120. În același timp nu poți să-i promiți că să-i dai tot timpul numai piese cu voce pian. Dar eu nu-i promit, deocamdată o rog. Și o rog să vină în echipa mea. Asta e unul la mână. Noi te rugăm frumos! Unde credeți că merge? Eu cred că vin la pachet cu ceva ce Tudor nu are, poate un pic smiley. O energie feminină care a trecut prin foarte multe lucruri. Și dacă există cineva care s-a bătut cu pumnul în piept și de la început, de când a ajuns în scaunul ăsta, și în momentul ăsta, că lucrează cu emoția, că emoția este lucru foarte într-un moment artistic, asta sunt eu. Prin prisma tuturor. Uite, Tudor nici nu știe despre nu, dar nu poți. Știi, mi se pare un tupeu incredibil să confiști emoția doar pentru tine. Ca și cum noi ceilalți n-am fost capabili de emoție în show-ul ăsta niciodată. Asta mi se pare într-un o fel confiscare al meu, a unui concept. Și cred că într-un fel mai special. Nu poți să confiști concepte. Și ăsta e drumul meu, ăsta e drumul pe care îl văd pentru tine. Și cred că noi ne-am conectat pe treaba asta. Mulțumesc! Vârsta de 17 ani e o vârstă definitorie. Și trebuie să alegi foarte bine cu cine pornești la drum. Dar dacă ți alegi oamenii care să te ajute să-l parcurgi frumos. Adică, în echipa noastră avem așa, omul cu experiența și cu cunoștințele. Și iar eu sunt foarte apropiată de vârstă cu tine. Sunt proaspăt trecută prin etapele prin care tu treci acum. Așa că cred că te-aș putea ajuta să parcurgi vocea României așa cum trebuie, să înțelegi emoțiile astea, să te și bucuri de ele și să înțelegi ce trebuie înțeles din experiența asta. Acum, nu știu atât de multe cât știu colegii mei, dar de ceva m-am prins eu dacă sunt aici. Așa că vreau să spun ție lucrurile astea. Andra, eu îți promit că în echipa mea ai șanse mai mari. În echipa noastră ai de două ori mai multe șanse decât îți dai seama că suntem doi. Sau de două ori mai puține. Cu doi tot ce e. Andra, în echipa mea ai exact atâtea șanse cât îți dai tu. Wow! A fost bună replica asta, nu am dat, să zic că a fost bună. Bună! Te invit aici, este șansa ta. Am atâtea surprize plăcute. Va merita. Măi, să știți că alegerea ar fi fost mult mai ușoară dacă... Erați mai puțin, sincer. Dar mă bucur foarte tare că v-ați întors toți. Ah. Și eu m-am întors prima. Te-am văzut, da. Da, da, eu am dat cu capul. Oh, da, eu i-am dat încredere de la început. Ah, ce greu e. E greu, serios. Hai. Fii curajoasă. Dacă faci antante, par și... amărul. O să merg mai departe și o să iau o mare îmbrățișeală de la Smiley și de la Teo. Yeah! Mulțumesc! Mulțumesc tuturor! Mi se pare că Andra are una dintre cele mai spectaculoase voci. Pe lângă faptul că are un timbru extraordinar, este și foarte stabilă vocea, studiată, foaie de capul. N-a avut greșeală. Andra, dacă face cam ce a făcut acum, plus mici îmbunătățiri și așa, Andra poate să... Da, da, are potențial să câștige finala. Da.